am alături de mine pe Francisca. Bună, bună, Mihai. Bună. Nu știu dacă o cunoști din față, o să o întorc cu spatele, să o recunoască toată lumea. Așa. Și Elena noastră. Te pup, Mihai. Te pup, Elena. Mihai, posteriorul sexy al Elenei este în pericol. Adevărat, într-adevăr. Nu e în pericol. Ba nu! Suntem ca la K1, adică suntem categorii diferite. Ea e la skinny, eu sunt la bikini. Big butt. Big. Da, ea este sosia, ea e Kim Kardashian de România, de fapt. Da, Elena, la skinny, era... Elena e la skinny, invitata noastră este la rechini. Am înțeles că modelul ei în viață este Kim Kardashian. Așadar, ne pregătim să... Modelul Nu, sau sincer, a început să mă cam calce pe faptul că sunt atât de... la orice pas asociat. Ok, Semân este foarte frumoasă, da, fizic, din punct de vedere fizic, este un model. Dar eu am stilul meu, eu sunt artist, eu am început cu muzica, muncesc în studio, am început să-mi compun piesele singură, îmi scriu singură textele, îmi fac linii. Super. Și prezint galele Super Combat, sunt pe partea de imagine, din punct de vedere fizic, da, este un model, pentru că este o femeie foarte frumoasă. Nu, ai și declarat că ți-ai dorit oarecum să arăți Da, normal, pentru că, adică, am observat că există așa un prototip de skinny, știi? Și mie nu mi-a plăcut niciodată să mă încadrez într-un tipar. Și având în vedere faptul că am slăbit vreo 20 de kg și formele mele au rămas așa cum au rămas, a rămas aici și s-a dus de peste tot mai puțin de aici, că nu a vrut de acolo să plece nimic. Că s-a ajuns la un alt și da. Eu am încercat accentuez, să pun în evidență ce aveam deja, nu am încercat să modific ceva radical. Unele fete ar da mii de euro pentru a avea ceea ce deții tu și ne plângem acum pentru asta. Își fac tot felul de implanturi, își iau grăsime de nu știu unde și o pun în altă parte, să duc, iau pungi de silicon, meduze, își implantează. Nu, eu nu am suferit după chestia asta, nu am nicio, și cel puțin nici la față, nici la nimic, am o singură, după ce am slăbit 20 de kilograme, am rămas cu un surplus de grăsime fix în această zonă, la genunchi. Și ce ai făcut cu ea? Am luat fix un kil jumate de aici și l-am băgat aici, da? Asta este grăsimea mea. Aici, adică la sân, da? Da, așa. Deci, având în vedere că multe dintre fete ar da orice ca să aibă ce ai tu, pe principiu ce are ea și nu am eu. Nu te mai plânge. La noi în cartier să zice așa, ai bulan. Nu, eu să știi că sunt foarte mulțumită de imaginea mea și nu, deocamdată, nu sunt contra operațiilor estetice, dar deocamdată eu nu simt nevoia să-mi fac nimic. Nici injecții cu acid, nici absolut nimic. Nu simt nevoia, nu Câte știu. Ne-ai? Sunt mulțumită de ceea ce văd. 24 noiembrie, 23 Mama. Deocamdată. Așa vorbesc, zici că ai vârsta lui maică mea. Ei. Păi da. Bune, la 24 de ani, cam ce nevoie să simți? În schimb, să știi că nici a noastră nu stă rău. Elena, să știi că nu ești într-un cont de umbră. N-ai fost adusă acolo ca să fii făcută de râs. Elena stă bine pe... Dar ea e alt gen. Stă foarte bine, Mihai, dar ea ce crezi, și-a acoperit... Lucrat, ea e genul lucrat în sală. Mușchiuleț cu mușchiuleț, exact. Fâșie cu fâșie. Creștere naturală, cum se spune. Fiecare cu ce are, ca să zic așa. Cristina, eu zic să le provoci pe fete să dăm drumul la Jocurile Olimpice de vară. Exact, Jocurile Olimpice la piscină. Încă n-am intrat în piscină, dar o să ne bălăcim după ce terminăm cu jocurile, da? Ca să fie tot ok. Așa că am pregătit pentru fete o minge, da? De plajă. Nu, așa. N-ai pus nimic, da? Hai să verificăm. Nu, e tot în regulă. Așa, și pe rând vreau să primiți pasa din partea mea, da? Lasă-mi casca, pune-te la acolo. Poți să o lași, așa, hai. Ia să văd dacă... Și vreau să văd dacă pot să-mi pasez mingea înapoi cu posteriorul, da? Concentrare maximă, te rog, da? Hai, Elena, vezi că urmezi tu după aceea, așa că fii atentă. Bun, hai să văd dacă reușesc eu să... Dacă aș fi venit eu cu ideea asta, Cristina, lumea spunea despre mine că sunt obsedat.
Noroc că ai venit tu. Păi de asta am venit eu. Da. Eu sunt salvarea. Hai să vedem dacă și nimeresc. Teoretic aș avea ce. Hai, 2, 3, 4. N-am țintă. Încă o dată, încă o dată. Dă să mai încercăm încă o dată. Hai. La Elena e mai greu să numerești. Încercăm și la Elena. Hai încă o dată. Vezi că arunc. Bate vântul, Mihai. Stai că a fugit mingea. Gata, am recuperat mingea. O să zic că te-ai descurcat binișor, doar că bate vântul și nu mă descurc eu foarte bine. Hai să încercăm și cu Elena. Hai, Elena, să văd ce poți. Mihai, ne urmărești, da? Da, filmez. Cu cine ținem noi? Cu Elena, sper. A, și cu mine nu ține nimeni? Și cu tine, da. Nu mă, eu țin cu ea. Eu țin cu ea. Uite, Mihai ține cu tine. Eu bine, sunt, mulțumesc, Mihai. Mi-a plăcut că a vorbit urât de Kim Kardashian și iar o să mă sune după emisiune. Bă, iar ai vorbit urât despre mine la emisiune. Mai lasă-mă în pace, mai... Da. Da. Hai să încercăm cu Elena. Hai, Elena, ești pregătită? Dar dă și tu bluzița aia jos. Sunt și prieten cu Kanye West. Odată cu bluziță, odată fără, da? Mi-a promis că vine la Forța Zoo anul viitor. Îți dai seama, acum mi-a stricat toată relația după ce a zis că așa ură despre Kim Kardashian. Bine, hai să dăm cu mingea, Cristina. 3, 2, 1 și... Așa, hai încă o dată. 3, 2, 1. Și am zis că încă o dată cu... Cristina! Cristina! Da? Noroc că la proba de angajare la Antena Stars nu se dă, nu se dă și proba de țintă. Hai să trecem. Te rog, mai vreau o încercare. Nu, lasă, încercăm altă dată. Hai să trecem la următoarea probă. Următoarea probă, ok. E celebra fotografie cu tovarășa Kim Kardashian cu paharul pe posterior, exact. Paharul de șampanie. Da, noi o să o facem la înălțime, așa că fetelor, o să vă rog să vă urcați pe salteluță în picioare, da? Hai, cu posteriorul către mine. De fapt, ăsta pare să fie un test pentru mine, sincer. Cristina, tu înainte să lucrezi la Antena Stars, ai fost cumva angajată la un internat de fete? Nu, că de ce? Mi se pare că știi să le organizezi, să le pui la punct. Fetelor cu spatele către mine, am exersat înainte să intrăm în direct, Mihai. La o adică dacă se legalizează în România, poți să fii matroană foarte ușor. Nu e o idee rea. Fetelor, încep cu Francisca, hai. Deci paharul cu picior este gol, este din sticlă, da? Hai. Jos, nu e bine, mai. Așa, bravo. Stai că ai aici un telefon care mi-a curcos. Nu e bine, nu să stea. Hai, mai încearcă. Hai, măi, Francisca, trebuie să reușești. Bine, hai jos. Elena, rămâi acolo. Mă descinezi. Bine, hai încă o încercare. Bun. Ai mai, concentrează-te. E un cablu aici prin spatele tău, de asta nu reușim. Lasă-te mai, aflacă-te mai. Mai. Asta. A, așa. Eu am zis că ăsta e un test pentru mine, nu m-ați crezut. Și eu stau. Să știi că, Francisca... Nu te uita, uite-te în față că o să stai. Așa. Francisca, ar trebui să știe că testul ăsta eu l-am făcut cu Elena și mie mi-a ieșit. Da, e adevărat, e altceva când e o mână de bărbat. Altfel stă... Păi vezi, de ce trebuia altfel să fii tu aici? Altfel să-mi convoaie lombarul ăla. Hai să încercăm. Așa, hai. Băi, alunecă din cauza voalului. Poți să-l dai un pic, eu m-am dat seama de ce fetele ies așa în gașcă. Ies cu fetele în seara. Fetele nu se putea niciodată când sunt ele cu ele. Mai stai, nu te uita în spune, uite-te în față. Uite că reușim, hai. Nu reușim, ce fac? Ține-le, Elena, ține acolo. Eu vin cu apa. Trebuie să fie plin paharul, nu? Spritz!
Mihai, șpriț de vară. Gata. Eu cred că în momentul ăsta pe Terra există niște moșnegoți, niște cetățeni până America, pe undeva, care ar plăti mulți bani ca să vadă asta. Să fac asta? Mulți ar vrea să fie în locul meu, nu-i așa? Nu să fac asta, să vadă asta. Bine, Cristina, văd că te pricep la organizare. Hai să o organizăm și pe a noastră. Hai, Elena. Ia poziție, te rog. Elena, deci vă jur, am încredere în tine. Nimic din ceea ce vedeți n-a fost premeditat de mine. Le-am lăsat pe fete să se joace singur. Hai, am reușit. Păi normal. Stai un pic. Păi normal, eu știam în cine. Eu când vă zic de Elena. Stai că nu te mai aud. Stai o secundă. Eu când semnez mărirea de salariu în fiecare lună cu 50% a Elenei. Păi despre asta vorbesc. Când te miști. E singura angajată de la Antena Stars care crește salariul în fiecare lună. Bine, ea nu-l primește, nu primește creșterea. O să primească atunci când îi încetează contractul. Se vede, da? Uite, Elena reușește cu brio. Ia mâna. Atât. Elena este... Ce zici, Mihai? Este angajata model 2 în 1, asistentă și măsuță de cafea. Asta e, ajută-mă. Bun,